tuturor și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Claudia de la claudiaschoice.ro și am revenit cu videoclipul cu produsele cumpărate de Black Friday. Dacă țineți bine minte sau nu, dacă nu aflați acum, în România Black Friday s-a ținut atât pe 18 noiembrie cât și pe 24 noiembrie. În weekendurile acelea au fost magazine gen EMAG care au sărbătorit doar pe 18 și au fost magazine care au ales să sărbătorească cele două zile. Eu am aici câteva produse pe care le-am cumpărat de Black Friday și am zis să vi le arăt și vouă. Am durat puțin acest videoclip deoarece unele produse au ajuns cu întârzieri imense, dar ajungem și acolo. Și haideți să le luăm așa pe rând. Le-am pregătit eu aici. În primul și în primul rând vreau să vă arăt produsele de la Melchior. Produsele au venit foarte rapid, gen în prima zi am dat comandă, în a doua zi, sâmbătă, au ajuns acasă la mine. Aici am mai multe produse, mai multe comenzi amestecate, dar au avut produse foarte bune și la preț foarte bun. Haideți să vă arăt ce mi-am luat. Sper să nu cadă să dărâm pe aici tot, că vedeți vreodată un videoclip de-a meu fără dărâmături? Nu, că așa e modelul. În primul rând am cumpărat aceste șervețele demachiante, Makeup Remover Wipes, pentru toate tipurile de piele, ideale pentru îndepărtarea machiajului rezistent. Soft Clean, din gama aia, cred că au două game. Mirosul este extraordinar de frumos. Au așa un miros foarte delicat pentru tense, au pentru tense sunt ok. Pentru ochi nu prea, pe ochi chiar dacă nu am folosit machiaj rezistent la transfer, am folosit un rimel și într-o seară chiar am zis să le încerc. Nu mi-a plăcut cum a avut efectul. Deci mi s-a părut că mi-a făcut așa mai mult ochi de panda, dar pentru ten sunt foarte ok, nu lasă acel efect de ten care strânge, de piele care strânge și chiar au fost ok. Pentru ten le-aș recumpăra. Pe acestea le-am prins la un preț foarte, foarte bun, cred că am dat 5 lei pe ele și sunt 20 de bucăți. V-ați zis că încep să dărâm, da? Bun. Următoarele produse chiar aveam nevoie, deci... Ups, stați, că se întâmplă minunile. De aceste produse chiar aveam nevoie. Am o pilă foarte girly. Girls just wanna have fun. Este albă așa cu picățele. Chiar mi-a plăcut. Este 180x240 cu două fețe. Nu știu, nu mă pricep la astfel de termeni. Dacă voi vă pricepe și știți, bravo vă, eu nu mă pricep. Bun. Așa și încă un bloc dintre ăsta, așa tot pentru pilit unghiile. Acesta este, stați că am vrut să filmez prima oară și nici nu l-am scos din ambalaj. Că dacă îl scoteam, garantat că nu vi-l mai arătam eu vouă așa într-o variantă foarte ladylike. Mini Buffer Quick Shine. Așa arată, este mititel, este... O parte, partea aceasta verde un pic mai abrazivă, partea asta mai fină. Sper să fie ok, chiar aveam nevoie de astfel de produse. Așa, următoarele produse sunt... mai am încă unul. Un lip liner. Așa arată în nuanța... Cred că vi-am arătat pe dos. Așa, în nuanța nude. Da, nude, are 24 de luni valabilitate de la deschidere. Nu știu de ce aveam impresia că este nude roz sau ceva de genul. Cred că confund că în ultima vreme mi-am făcut curățenie prin produsele de make-up și câte nuanțe am văzut pe acolo. E dezmăț. Este foarte, foarte cremos. Îmi place mult și cam așa arată. Deci cam așa mi se pare... A fi rezistent, chiar îmi place și a avut un preț bun. Am să vă las link în bara de descriere pentru toate produsele dacă vă interesează. Și am mai cumpărat, evident,
că nu se putea, deci nu se putea altfel. Oje. Stați că vreau să nu le dărâm, dar hai și tu aici cu mine. Așa, și avem această mică colecție. Până acum n-am încercat ojele de la Melchior și chiar îmi doream. Am prins și oferte de prețuri foarte bune și oferte de 1 plus 1 și am cumpărat. Acesta este, cred că pe cameră pare a fi negru, dar este în nuanța, stați că nu, Black Tulip. Cred că un pic parcă bate. Deci este un vișiniu foarte închis și pe unghii se vede extraordinar de frumos. Așa. Am acest mov intens și nebun. Îmi place la nebunie. V-am zis că mie îmi place movul mult și acesta este în nuanța Sexy Rich. Toate produsele astea mici au 4,5 ml și au 12 luni de la deschidere, deci mie mi se par ideale. În 12 luni reușesc să folosesc o ojă dintre asta și nu o arunc plină, să-mi pară rău. Bun. Avem această ojă. Eu nu prea sunt cu rozul, dar această ojă mi s-a părut a fi adorabilă culoarea și nuanța este Kiss and Cuddle, deci adorabilă. Este un roz atât de frumos și au și, nu v-am arătat la celelalte, au și pensula dintre asta clasică. Dar este foarte ok. Chiar am încercat să le aplic pe unghii și se aplică foarte ușor. Și mai am acest produs, tot în variantă mini, este un 2-in-1 bază și top coat. Super, mic, garantat că se termină înainte să se îngroașe, deci super ok. Așa, acestea au fost produsele de la Melchior. V-am zis, au venit super rapid. N-am nimic ce să le reproșez, ambalate cu grijă, am primit un hârtiuță dintre asta, așa chiar am, v-am zis să vi le arăt. Acestea au fost primele comenzi de la Melchior, dar chiar mi-a plăcut, deci chiar mi-a plăcut și cum s-au mișcat și cum le-au împăturit, le-au împachetat, chiar mi-au plăcut. Așa, următorul colețel de data asta vă arăt, că l-am ambalat înapoi ca să vă arăt și vouă cum vin. Să-ți vă arăt bine, da. Produsele de la Bodega Verde. Acesta l-am primit, am avut un voucher de 100 de lei. Au avut ei o întâlnire a bloggerilor în București. Eu fiind atât de departe nu am putut să ajung, dar am cumpărat produse și nu mi-a părut chiar atât de rău. Cu toate că, sincer, mi-ar fi plăcut să mă duc acolo, să mă întâlnesc, să mă văd și eu pentru prima oară face-to-face, așa, cu fetele și na, mi-a plăcut, dar dacă lucrurile astea frumoase și interesante se fac doar în București, adică totuși destul de mare distanță, este destul de mare distanță între mine și București. Poate data viitoare și oricum nu-mi permiteam nici să lipsesc de la muncă, dar m-a zis poate data viitoare. Sunt ambalate, după cum vă spuneam, foarte, foarte frumos cu așa, cu o hârtiuță și toate colețelele vin așa ambalate. Așa. Și în cutiuță avem un ulei de machiant sub formă de gel. Așa, se vede? Se vede. Is this on? Is this on? Așa, bun. Cu vitamina E, Melting Cleansing Gel and Makeup Remover Anti-Aging. Ați mai văzut din gama asta anti-aging la mine și uleiul de machiant și acela mi-a plăcut foarte mult. Pe acesta recunosc de bea, acum mi-am dat sigiliul jos înainte să mă apuc de filmat, pentru că mă gândeam că stai să vezi, îmi rup unghiile, live, așa. Are o culoare destul de interesantă. Stați. Așa un galben, așa, destul de interesant. Mirosul este ok, aducea citrice, aducea uleiul de machian pe care vi l-am arătat. Teoretic și acesta este un gel care în momentul în care se masează pe ten se transformă într-un ulei și apoi în momentul în care face contact cu apa se transformă într-o loțiune ceva. Curăță foarte bine tenul, spun ei. Așa.
Am comandat și eu pentru că nu m-am putut abține. Deci recunosc, nu m-am putut abține. Și am comandat acest gel de duș cu vanilie neagră. Așa arată, este varianta de 400 de mililitri. Toată lumea l-a lăudat. Atâtea comunicare de presă au fost cu acest produs, încât am zis că neapărat trebuie să-l încerc și eu. Mirosul este wow, chiar nu mă așteptam să miroase atât de bine. Eu, nu știu, îmi place vanilia, dar nu atât de mult să zic să aleg vanilia de fiecare dată, însă vanilia aceasta neagră chiar are un miros așa mai interesant. Oricum, o să ajungă și acesta cât de curând în baie și am să vă spun și părerea mea despre el. V-am mai arătat eu vouă să pun acesta lichid cu riso, cu orez negru. L-am inclus și în favorite. Mi-a plăcut extraordinar de mult. A mirosit extrem de bine și v-am zis că dacă o să am ocazia o să-l cumpăr. M-am ținut de cuvânt. Este foarte delicat cu mâinile și v-am zis eu că am o problemă aici. Am o dermatită și acum a luat o razna de tot. Deci de abia aștept să-l pun în funcțiune să mai calmez mâinile, mâna, așa, și desigur, pentru că nu că nu aș avea destule loțiune de corp, nu mă înțelegeți greșit, dar mirosul acestei game, Riso, este extraordinar, extraordinar, deci nu am cuvinte să-l laud cât de frumos miroase, așa că m-am decis să-mi iau și un lapte de corp, tot din aceeași gamă. Din câte am observat așa un pic mirosindu-l și jucându-mă cu el, are o textură așa cumva mai groasă decât un lapte. Dar mirosul extraordinar, după cum v-am spus, și am primit cadou la această comandă săpunelul cu struguri roșii. Eu am deja unul în baie, este foarte hidratant, foarte bun, mi-a plăcut, îmi place, eu îl folosesc cu drag și spor. Și, desigur, am donat acei 5 lei, dacă doriți, puteți dona 5 sau 25 de lei. Și mi-am luat acest magnet pentru frigider, care spune ești ceea ce iubești. Este deja al treilea magnet din serie care îl adaug colecției mele. Știți cum e, 5 lei, poate așa, nu sunt o avere, dar sperăm că fac o diferență. Deci, în momentul în care se adună, sperăm că fac o diferență. Așa, am terminat și cu produsele de la Bodega Verde. Acum vă voi prezenta produsele de la 1001 Cosmetice. Am și aici câteva. Nu mi-am luat multe pentru că oricum aveam de toate, deci fără să exagerez, dar am zis că vreau să încerc anumite produse. În primul rând am acest fard de la Catrice în nuanța 400, My First Cupperware Party. Este un, știu cât de, cam așa, cred că se vede bine culoarea. Este un cupăr așa, nu știu să vă spun prea bine, să ți-i fac și un swatch. Cam așa se vede. Este foarte cremos, nu este deloc prăfos, se aplică foarte ușor și chiar este așa o culoare pe care eu de obicei o folosesc. La prima impresie este ok. Ce nu-mi place la el? În primul rând, nu puteți voi să vedeți. Nu cred că puteți voi să vedeți. Oricum, ambalajul exterior. Ambalajul a ajuns la mine zgriat, cu toate că nu avea cum. Deci nu avea cum să se zbată de alte produse cumva sau să se zgârie. Deci chestia asta nu prea m-a încântat. Și aici, deci nu are niciun sistem de închidere acest produs. Așa este. Pur și simplu nu are aici nicio bază, nici nimic. Presupun că aici ar fi avut ceva, dar așa a venit fără. Că se vede așa că aici ar fi trebuit să fie ceva. Deci se vede că ar fi trebuit să fie ceva, dar este rupt. Din punctul acesta de vedere, 1001 Cosmetice m-ați cam dezamăgit, sinceră să fiu, dar
Na. Black Friday, nu? Așa, și mai am două produse de la Essence Gel Nails at Home. Sunt acestea două. Avem o bază care este peel-off, deci de aceea care se dezlipește de pe unghii, și un top coat. Baza are așa, da să vă arăt. Este simplă, transparentă. Dați că dau pe mine. Se vede, se vede că de acum începe să curgă, este ok. În schimb, French Gel Top Coat, care pe ambalaj este un rozaliu așa foarte simpatic, pe, în sticluță propriu-zisă. Este această culoare gălbejită pe care nu prea mă încântă pe mine, dar să sperăm că sunt ok. Sunt de acelea care se fac la lampă UV. Eu am deja o lampă de mult timp și am zis că dacă aș reuși să fac cu aceste două produse să-mi stea oja pe unghii o săptămână, eu zic că este ok. Așa, am terminat și cu aceasta și vă mai arăt, așa, să vedem pe unde, cum și de ce și cât. Black Friday de la EMAG a durat extrem de mult. EMAG a avut pe 18 noiembrie Black Friday, cea mai ziua cu cele mai mari reduceri din an. De-abia, cred că, stați așa, astăzi este vineri, cred că marți, da, că miercuri nu a lucrat. Marți de-abia am primit produsele, deci nu. Marți însemnând la o săptămână și jumătate după, nu este ok. Mi-am comandat o cremă de mâini de la Dove. Este aceasta din gama Dermaspa. Este cu pentru piele foarte uscată. Deci am impresia, cremă de mâini pentru piele, pentru o piele catifelată, luminoasă și cu aspect uniform. Ați înțeles, da? Este o cremă de mâini, este, are un miros așa foarte elegant, îmi place mult. Sper să fie hidratantă, sper să fie ok. Mă uitam că cred că iar începe de zmăț afară și iarăși m-am închis așa deodată la față. Așa, și ce mi-am mai luat de la EMAG a fost acest epilator de la Roventa. Eu am avut puncte în Club DAV și am avut un voucher de 150 de lei și mi-am luat acest epilator. Pe epilator am dat doar 135 de lei pentru că a fost la reducere. Cam așa arată. Arată super ok. Are 20 de pensete și are un sistem de jet de aer rece care calmează pielea. Recunosc că încă nu l-am folosit. Dar weekendul ăsta sper să-l pun la treabă și să văd cum funcționează. În plus, este la curent, deci se pune în priză cu cablu, așa, și am mai primit la el, pe lângă acest săculeț care mi se pare foarte util, am primit și această perie pentru curățarea tenului. Acum, așa, așa, este foarte moale și are aici niște puncte de silicon. Deci așa este foarte, foarte moale și foarte catifelată. Și următorul produs, deci nu vreți să aflați ce este prin jurul meu, ultimul produs pe care l-am cumpărat de EMAG chiar ieri, am fost în Carrefour și am luat această periuță de dinți. A costat doar 15 lei, are incluse pe lângă capul care este atașat la perie, are încă 4 rezerve. Știu că parcă despre aceasta am citit ceva online, cum că nu ar fi atât de ok, dar nu știu, pentru dinții mei care sunt foarte sensibili, eu deja am încercat-o și chiar mi-a plăcut. Adică nu are o putere foarte mare, nu se învârte foarte repede sau nu este prea abrazivă să-mi rănească nici dinții și nici gingiile, chiar mi-a plăcut. Cam acesta a fost tot shopping-ul. Mai am acolo o mașină de făcut pâine, dar nu cred că vă interesează. Cam acesta a fost tot shopping-ul de Black Friday. Lăsați-mi, vă rog, în bara de comentarii
Spuneți-mi și mie că eu sunt așa mai curioasă de felul meu ce v-ați luat voi de Black Friday. Vă pup și vă doresc o zi frumoasă. Pa, pa!